Zilnic, polițiștii rutieri se află în teren pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente rutiere. Astfel, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță rutieră, pe șoselele din județ, polițiștii cu atribuții în domeniu au desfășurat în această perioadă o acțiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de consumul de alcool și viteză. S-au utilizat toate echipamentele video de supraveghere a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor. În cadrul acțiunii, polițiștii au constatat 394 de abateri, dintre care 250 pe linie de viteză, 4 abateri pentru consum de alcool, iar 140 au fost alte fapte contravenționale. Neregulile constatate au fost sancționate contravențional, conform prevederilor OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu amenzi în valoare de 25.620 de lei. Totodată, în baza neregulilor constatate, polițiștii au reținut 15 permise de conducere, din care 9 pentru depășirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum, cu mai mult de 50 km pe oră, și 6 pentru consum de alcool. Polițiștii rutieri recomandă tuturor conducătorilor de autovehicule să circule cu viteză adaptată la condițiile de drum, să nu conducă sub influența băuturilor alcoolice, să respecte regulile de circulație și pe ceilalți participanți la trafic.